aici cu Carla Stream. Dezvăluirea. Ghisez, bun! Nu intră clicul. Da, suntem la probe de sunet, boșilor, pentru Red Bull Sound Clash. Eu trebuie să înțelegeți, e independent, simfonic, n-avem percuție, avem quartet făcut la împărțit la 4. Propriul meu boss, dacă mă joc cu rap, Brâncoveanu, fac ce mă taie cap. Bani din muncă și combinații, am băgat în muzică să scot și alții. Tras cu dinții, mi-am spart picații, speriat părinții, certat cu frații, că pierdeam timpul cu traficanții, cu toți prăjiții și pastilații. Pe stradă cu haită de raită, sacoșele pline, sacoșele pline, toate cu spray-uri și ochii pe gardă să văd dacă vine. Și asta pe scări în parc să sparge rime și zile în studio să iasă bine. Am făcut mii de beat-uri, sute de piese să punem pe piață, doar pale alese. Gata, boșilor, am terminat probele de sunet. Motherfuckers, ne-a luat două zile să facem repetiții, tot acâmul, you know the deal. Și acum mergem în minunatul backstage, crack a lackin. Mamă, avem aceeași cameră pe acolo. Avem același sânge în vine, dar cu tine nu mai vorbesc, ești dinamic. Mm-hmm. Vlad Munteanu, unde ești? Eu aici, fratele nostru, bagă un drop. Asta e cu la mea la pătrat. Asta e de la mine. Mine. Cum e asta? La pătrat, Vlad Munteanu la pătrat. Da, cum vine asta? De școală mai aveți timp? Serios. Da, oare cu ce și cum. Uite, eu m-am dus la un liceu bun și nu prea fac față. Dar... crezi că o să te mai ajute acum pe bune? Da, foarte puțin. Foarte puțin. Deci Andrei are de gând să devină Shelly 100%. Nu neapărat, dar uite, eu sunt exemplu în ce am învățat mai mult pe internet decât am învățat din școală, deși am încercat să învăț și din școală. Tu a câta ești? Tot a zis. Okay. Eu pe la și? Te mai duci? La... te duci? Dar părinții cum zic? Vă spar fața dacă... dacă... if you drop school? Dacă bine, nici nu te gândești la asta. Să nu fii prost în viață, să... Na, ce nu conștientizează generația asta? A ta? Da, a mea. E ca o unealtă foarte bună de învățare și anume internetul. Și nu folosesc. Și că nu folosesc, că stau pe Facebook. Se uită la vloggeri. Uitați-vă la Visos, dar nu vă mai uitați la voi. Dar chiar e, cum e dacă ești un vlogger care își editează singur, ești real dacă îți editează altcineva, te-ai vândut? Nu te-ai vândut. Nu? E ok. Dar eu, uite, mie îmi place să mi-l editez, eu nu pănuiesc să las pe cineva să mi-l editez, odată că îmi place mie și mi se pare că mă pricep și vreau să excelez la asta. Păi și dacă ajungi mare cântăreț, șmecher și nu mai ai timp? Atunci da. Păi da. Fratele nostru Arci, tovarăș de-al meu, a văzut acel interviu cu noi, știi, și cu Carla, știi? Și noi am zis că să ne facă niște steaguri. Arată-ne steagul! Bă! Hai, Carla! Hei! Stai, mami, să vede și mie porcul? Carpatin, brun! El e! Ele, DJ Nasa, bagă ursul. Asta-i treaba, intrăm cu steagurile pe scenă. Ia mă, arată-ne, DJ Nasa, cum ataci? Fetele mai sexy. Ele-s fetele. Stai, hai să vadă ce văd și ei. Așa, pe craci. Situația e pe craci aici. Ia, bosule, fii și tu un vlog aici. Ia vlog, ăsta, ia. Vlog. Ia. Vlog. Nu știu eu, bro. Bă, ceva la urmă. Eu, vală. Sunt tânăr și neliniștit. Tu ce zici? Boșilor, am rămas fără baterie exact când să mă duc spre scenă. Helicopterul e cu mine, chiar aici. Vine. Mergem, avem și steagurile cu noi. E bine. Yeah.
tu DJ Nața, în spate sunteți acolo. Suntem aici, toată lumea e cu noi, voi. E clar, zic eu, toxicoman, zic eu. Ce zici tu că sunt eu, ce zici tu e la mișto. Sau de nu te mișcă, sau poate. Iar m-am încurcat, mă, la asta. Eu zic să lăsăm pe alții care să pricep mai bine la treaba asta. Dacă eu nu mai sunt în jocul ăsta. Nu mai mult, hai să-i lăsăm pe alții. A, oh, băi, oh, boss, oh, la boss, yeah, yeah, yeah. Explică cum e cu Maria, cu Ioana, yeah, 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 cu fetele. Călăcie București! I-ai auzit? Ai auzit textele pe care le scriu despre fetele pe care le știu? Și-aia poate la altele mai târziu că sunt pe bune toate. Îți mai dăm decibeli? Eu am tare mulți bani și pot să scap microfoane trei. Eu nu sunt underground, dar am tare mulți bani. Câștigătorul e un Soundclash în această seară. Dă-te bula mea! Am zis-o! Mulțumim mult! CTC! Bring it to the table, son! Aș plânge, dar plânge el destul. Asta e ziua de după concert, iar am avut Red Bull Soundclash, CTC vs. Carlos Dreams. Și băieții voștri au câștigat, a fost împărțeală așa pe niște probe, adică n-a fost un concert propriu zis, erau două scene față în față, pe o scenă eram noi, pe o scenă ei. După fiecare probă, publicul trebuia să țipe. Erau niște microfoane care măsurau cât de mult zgomot să face și la final s-au adunat decibelii. Și porcii noștri se pare că au țipat mai tare decât mascații lor și am câștigat. După care a început așa și un mini beef ad hoc acolo. Carlos Dreams a pus publicul să mai țipe încă o dată, nu era de acord cu numărătoarea, până la urmă a fost bine. Hai cu subscribe-ul, v-am pupat! Asta a fost, ne-am și bătut, pula mea, băi, iară-i înjurat, pula noastră, pace!